Școala gimnazială Gheorghe Tătărescu din municipiul Târgu Jiu va intra în curând în reabilitare. Edilul Marcel Romanescu a semnat alături de directorul școlii Valeria Vâlceanu și consilierul local Ion Slivilescu și cel de-al doilea contract ce prevede finanțarea prin PNRR pentru creșterea performanței energetice la acest obiectiv. Aici este vorba despre două corpuri de clădire ce urmează a fi reabilitate, valoarea totală a investiției fiind de aproape 1 milion de euro, bani prevăzuți de cele două contracte deja semnate. Ca și în cazul celorlalte unități de învățământ ce urmează a fi reabilitate prin PNRR, lucrările constau în izolarea termică a spațiilor, schimbarea tâmplăriei, înlocuirea corpurilor de iluminat cu unele eficiente energetic de tip LED, instalarea unor sisteme de monitorizare și control pentru sistemul de încălzire, instalarea de panouri fotovoltaice, instalarea sistemelor de ventilare cu recuperare de căldură și reabilitarea în întregime a sistemelor de încălzire ale celor două școli. Va intra și Gheorghe Tătărescu, așa cum au primit finanțările și liceul numărul 2 și Spiru Haret și Ecaterina Teodoroiu. Este una dintre școlile bune ale municipiului Târgu Jiu. Din păcate, în ultima perioadă nu am făcut foarte, foarte mari investiții acolo, ținând cont de faptul că așteptam la un moment dat ca să se deblocheze finanțările pe fonduri europene. Pe PNRR sunt două proiecte care se vor demara în perioada imediat următoare. Suntem în faza de proiectare. Am semnat deja contractele, însumate cele două contracte sunt aproximativ 1 milion de euro și eu vreau să cred că în maxim 3 luni de zile putem să organizăm procedura de licitație pentru reabilitarea unității de învățământ. După reabilitarea celor două corpuri de clădire de la școala Gheorghe Tătărescu, avem prevăzute în bugetul municipiului Târgu Jiu și sumele necesare pentru reabilitarea bazei sportive din interiorul acelei unități de învățământ. Era printre unitățile de învățământ pe care până în momentul de față nu le prinsesem pe niciun proiect cu finanțare de la bugetul local, de la bugetul național sau din fonduri europene. I-a venit rândul și odată cu această reabilitare sunt sigur că și profesorii, dar mai ales elevii care frecventează acea unitate de învățământ se vor bucura de noile condiții de școală.